poartă sunt sirena atunci când intru în apă. Am super puteri, nu sunt simplă fată. Astăzi este sâmbătă și eu împreună cu fetița mea Luna am zis să facem cumpărăturile de sâmbătă, să ne luăm și noi produse, alimente pentru acasă. Poate o să-i gătești ceva la minunatul meu viitor soț și tătic de probă al Lunei. Aoleu, mami, deja soț, așa repede? Păi nu-ți place de el? Ți-a făcut clătite. Ba da, este de treabă. Așa e, în sfârșit mi-am găsit adevărata dragoste după mulți, mulți, mulți iubiți. Bine, nu știi tu, Luna, dar am avut o mami la viața ei, la iubiți. Aoleu, mami, așa mulți iubiți? Eram tare gagicară când eram tinerică, așa ca și tine. Ok, bine, a pus toate cumpărăturile aici în punguță. Să nu uiți să iei și lapte și ouă, ai luat? Da, am pus, am aici laptele, ouăle, prânzica, roșiile, am mai luat o grămadă de chestii. Bine, na, hai să mergem acasă și să pregătesc cina, pentru că trebuie să vină de la lucru tăticul de probă și vreau să îi pregătim cina, să luăm cina în familie. Bine, mami, hai să mergem! Da, mami, da. Ce vreau să zic, pare am fașit tu niște clătite, că parcă clătitele alea de ieri, parcă nu mi-au plăcut așa mult. Ți-au plăcut clătitele lui tati? Au fost ok, da, parcă aș fi vrut niște clătite așa cum le face mami. A, cu Nutella, da. Da, cu Nutella. Ai luat Nutella de la magazin? Că am luat, avem aici o pungulită și Nutella. Îți fac dacă e. Super, uite, e colega mea de la școală. Bună, salut, îmi pare bine. Bună, Andreea, salutare, mergem și noi acasă. Ce drăguț, ce drăguț e îmbrăcată colega ta. Are așa o cordeluță frumoasă, vrei și tu haine ca ale ei? Da, îmi plac, mami, să-mi cumperi și mie haine. O să-ți cumpăr. Mulțumesc, hai să mergem acasă, că mi-e poftă de niște clătitele. Da, va trebui să-l pui pe tati de probă, eventual îl lași și eu, că dacă nu poate se supără dacă îți fac eu clătitele. Bine, da, să-mi faci cu Nutella cum îmi place mie. Da, cu Nutella le facem. Bine. Le facem împreună cu tăticul. Mami, e ceva dubios aici. Am primit un cadou? Nu știu. Ai primit cadou? E o scrisoare. Ce drăguț, hai să vedem ce scrie. Dragă Clara, ce drăguț a început. Să nu zici că e o scrisoare de dragoste de la tăticul de probă Luna. Ți-am zis eu că e un soț iubit viitor de milioane. Ce drăguț, mami. Îmi citești tu? Nu, citește tu că vreau să... Citești tu că e pentru tine. Bine, dar să fii aici, să vezi cum se fac mesajele de dragoste între adulți. Da, sunt aici lângă tine, mami. Deci, dragă Clara, ce drăguț! Nu vine să cred că îmi scrie scrisori de dragoste. Așa, știu că nu te-ai așteptat la așa ceva. Sper că scrie de clătitele cu Nutella. Ce-i drept, chiar nu m-a așteptat să-mi facă un cadou, adică m-a așteptat, dar el nu mi-a prea făcut. Nu am locuit împreună nici măcar o zi adevărat și mă cere... Măi, Luna mă cere de nevastă, mă cere în căsătorie. Luna, ți-am zis că o să fie tatăl tău permanent. Wow, nu vine să cred. Dar vreau să te anunț, vreau să mă anunțe, Luna. Aoleu, mami, te anunță, mami. Luna, o să fii domnișoară de onoare. Că ne despărțim. Luna? Da, mami? Am citit bine? N-am ochelarii la mine. Nu știu, că nu i-am scris scrisoarea. N-am ochelarii la mine. Scrie cumva acolo că ne despărțim? Nu știu, mami, că n-am scris eu. Așa scrie, da, nu știu. Luna! Asta e o farsă! Ai pus să luc ceva la cale cu tăticul de probă? Nu, mami! Doamne ferește! Nu mai pot să citesc, dar o să citesc cu curioasă ce scrie. Ești o mamă super, adevărat, așa-i Luna? Aprobi? Da, mami. Dar fata ta, Luna, nu cred că vrea să fiu tatăl ei de probă. Vai tu, Luna, ți-am zis să nu zici că vrei cu Nutella. Ce am eu clătitele cu gem? Îmi pare rău, mami, da. Mie-mi placă clătitele cu Nutella. Nu, no,
supărat, uite, vezi că tu n-ai vrut clătite cu gem. Nu știu, mami, nu știu că eu n-am vorbit cu tatăl de probă. Bine, hai să continuăm. Mi-a trimis un mesaj pe care vreau să-l ții secret și de acolo am ajuns la această concluzie. Luna, ce mesaj ai trimis? N-am trimis nimic, mami, Doamne ferește, e dus cu Pluta. Luna, tu vrei să mă desparți? E dus cu Pluta, mami, nu eu. Luna, știi că te iubesc foarte mult și dacă tăticul de probă intră în viața noastră, să știi că nu te iubesc mai puțin, te iubesc la fel de mult și o să ai în continuare atenția mea. Nu trebuie să fii geloasă pe chestia asta. Dar nu eu, mami! E dus cu Pluta! Ascultă-mă! Eu nu am făcut nimica! Hai să continuăm. Îmi cer scuze, dar aici se sfârșește relația noastră. Luna! Yes, yes. Da, mami! Pare rău, mami! Nu știu, eu nu știu nimica! Andrei, sper să nu ne mai vedem niciodată. Mai de cum să fie așa crud? L-am primit în casa mea. Nu vine să cred că l-am primit în casa mea. Nu ți-am spus că ai dus cu Pluta. Faci mie clătite cu Nutella. Îți fac, nu vine să cred. Hai să mâncăm clătite cu Nutella. Hai să mâncăm clătite cu Nutella. Haide, mami. Cheamă și prietenii, face petrecere în seara asta. Nu plâng eu după tăticul ăla de probă. Haideți cu toții în bucătărie. Nu, face petrecere. Nu m-a meritat, Luna. Nu te la. Tu te-ai plătit, vezi fiecare cu Nutella. Eu vreau 5. Hai, cheamă așa toți prietenii, tot cartierul. Cheamă și pe vecin, face mare petrecere. Petrecere astăzi. Nu plâng eu după iubitul de probă. Nu, Clara, nu plânge niciodată. O singură siluetă este lumea asta.